Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Bun găsit, sunt Antonia Fudulu și vă invit să urmăriți emisiunea Spune-mi Cum. Se pare că viața nu este așa cum ne o proiectăm fiecare dintre noi. Avem vise, speranțe, gândim că viitorul va fi trăit într-un anume fel și ne umplem inima cu entuziasm. Sunt cuvintele invitatului meu, un om bun care trăiește pentru a-i ajuta pe alții. Un om bun care a primit cea mai grea lovitură de la viață. În 2018 și-a pierdut fiul cel mare de doar 22 de ani. Vă invit să aflăm cum se mai poate trăi după pierderea unui copil, dar și despre proiectele în care invitatul meu este implicat. Era la bunici, în februarie, acum 2 ani, a intrat să-și facă un duș, i s-a făcut rău și am fost sunat că Emanuel a murit. Luam o fotografie în mână în care Emanuel era alături de mine. Pur și simplu cădeam pe genunchi, strigând, implorând-o pe soție, spunând: cine este omul acesta? Cine e băiatul acesta? Unde este? De ce nu este? Ce s-a întâmplat? Cum să trăiești cu inima frântă? Nimeni nu poate să te pregătească pentru o zi în care soarele îți va fi furat de pe cer. Sunt încă supărat pe Dumnezeu. Nu poți fi supărat decât pe cineva pe care îl iubești. Ce facem pentru alții era întrebarea și preocuparea lui Emanuel, care astăzi este motoul asociației pe care ați deschis-o. În ziua în care un zâmbet apare pe chipul unui om bolnav, un zâmbet încolțește pe chipul unui copil, lacrimile sunt șterse de pe fața unor oameni nenorociți, îți dai seama că totul se merită. Am revenit, dragi prieteni, în platou și voiam să vă spun că aici la Spune-mi Cum avem invitați de la care avem de fiecare dată lucruri de învățat. Eu plec din această emisiune de fiecare dată cu o lecție învățată. Nu-i ajută cu nimic faptul că vin să-și amintească tragediile prin care au trecut, însă ei o fac pentru noi, pentru cei care probabil suntem mai slabi decât ei, pentru cei care nu știm cum să ne gestionăm emoțiile și problemele prin care suntem nevoiți să trecem în această viață. În această seară alături de mine am un om puternic și credincios. Îl salut și sunt nerăbdătoare să vi-l prezint pe domnul Savo Izvoraș. Bună seara și bine ați venit. Ați venit în această seară alături de noi. Bună seara. Mulțumesc de invitație. Aș spune că acele cuvinte de început sunt prea mult pentru un om. Pentru un om care e plămădit din lut și care e plin de lupte, de frământări, de emoții, de întrebări, de căutări. Da, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că ați reușit să ajungeți. Mă bucur că vă veți face cunoscută povestea și poate că prin această emisiune mulți oameni se vor întări și vor găsi răspunsuri la întrebările care mă imagine. Știu că nu vă este ușor să discutați despre ceea ce vi s-a întâmplat și prin ceea ce ați trecut, însă, așa cum am spus și mai devreme, poate că sunt părinți în momentul acesta și ne privesc și au nevoie de această emisiune. Înainte să intrăm în subiect, aș vrea să-mi spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră și despre familia dumneavoastră. Mă numesc Savu Izvoraș. Mă apropii de 48 de ani. Povestea mea de viață e, într-adevăr, o poveste ca a oricărui om, plină cu momente de bucurie, dar în același timp presărată cu lacrimi, cu întrebări și căutări. De fapt, atunci când vorbim de căutarea sensului vieții, noi nu ne gândim că vrem să căutăm un sens al existenței general, ci vrem să căutăm un sens al vieții pentru noi ca persoană. Am văzut că
din ce în ce mai mult, atunci când se vorbește despre căutarea sensului vieții, despre ce e viața, se creionează două opțiuni. Pentru unii oameni, împlinit, realizat, e cel care moare cu cele mai multe jucării. E un fel de a privi viața. Să strângi cât mai multe jucării, să ai cât mai multe și atunci poți să sacrifici principii, poți să calci peste toți ceilalți, ai mai multe jucării, ai terminat viața ca un câștigător. Și există cealaltă variantă în care eu cred, de fapt, fericit și împlinit nu ești când ai toate jucăriile și ai murit cu sacul plin, ci un om împlinit este cel care a reușit să ofere toate jucăriile. Atunci când povestea vieții lui se încheie, sacul e gol. Până la urmă, viața ne este dată să fie trăită. Îi căutăm rostul și de multe ori putem să filozofăm, iar filozofia nu duce nicăieri. Viața rămâne un mister și un dar pe care îl avem de la Dumnezeu, iar felul în care noi o trăim e până la urmă ceea ce dă sens și bucurie existenței noastre. Sunt căsătorit de 25 de ani, Dumnezeu mi-a dat o minune alături de mine, pe Nina. Trăim o poveste de dragoste. După 25 de ani, fiecare zi e plină de frumos. Cred în dragoste. De fapt, noi nu suntem numai materie. Dacă am fi materie, de unde ar veni acest miracol pe care noi îl numim dragoste? E ceva divin. Materia nu o simte, nu are dragoste. O poveste de dragoste de 25 de ani, în același timp, viața noastră a fost umplută de bucurie cu trei copii, Emanuel, David și Sara. Ei sunt minunile cele mai mari ale vieții noastre. Mă bucur să aud că trăiți o poveste de dragoste de atât de mulți ani. I-ați prezentat pe cei trei copii ai dumneavoastră rodul iubirii voastre, dar din păcate, cum spuneam și mai devreme, în familia dumneavoastră s-a întâmplat o tragedie despre care nu vă este ușor să vorbiți, știu asta. Dar totuși aș încerca să vă întreb ce s-a întâmplat cu Emanuel. Da, atunci când am primit invitația la emisiune, m-am gândit de mai multe ori dacă să vin sau să nu vin. Noi nu ne-am întâlnit în seara aceasta aici să discutăm despre ceva, despre criza din Orientul Mijlociu, despre criza politică, despre probleme de mediu. Pur și simplu, eu am venit în seara aceasta ca să-mi deschid inima și să spun luptele mele, căutările, îndoielile, mai ales că toate pleacă de la una dintre cele mai mari tragedii care poate să lovească o familie. E adevărat că încă de mici aflăm rondelul rozelor ce mor. Mor în grădini și mor și în noi. Ne conducem pe ultimul drum bunici, cunoscuți, necunoscuți și cumva ne obișnuim cu faptul că lumea aceasta e plină de suferință, de lacrimi, de moarte. Dar nu este absolut nimic care să ne pregătească pentru o zi în care noi să trecem prin astfel de momente. Din punct de vedere psihologic, se spune că cea mai mare durere pe care ființa umană o poate trăi este pierderea unui copil. În urmă cu 2 ani de zile, Emanuel, băiatul nostru cel mare, a murit. Aproape că mi-este imposibil să spun cuvintele acestea. Niciodată n-am crezut că le voi putea spune. Nu pot să spui așa ceva, pentru că el este tot ce e mai frumos. El este o extensie a sufletului meu. El e prea iubitul inimii mele. Este rodul dragostei noastre. Era la bunici în februarie, acum 2 ani. A intrat să-și facă un duș, i s-a făcut rău și am fost sunat că Emanuel a murit. În momentul acela, tot ceea ce am cunoscut ca fiind univers al meu, de la universul vizibil până la cel invizibil, a dispărut.
nimeni nu poate să te pregătească pentru o zi în care soarele îți va fi furat de pe cer. Cineva îl pitește, îl ascunde și ești nevoit în tenebre să te lupți, să cauți și să încerci să ieși. Cum să trăiești cu inima frântă? V-ați întrebat vreodată de ce mi se întâmplă mie asta? Sau v-ați învinovățit pentru ceea ce s-a întâmplat, deși este clar că nu aveați ce face în momentele respective? În momentul în care treci printr-o tragedie, stările sufletești sunt atât de bogate, nu pot fi descrise în cuvinte. Există o luptă în fiecare zi, încerci să ieși. Spuneam cum să trăiești cu inima frântă. De fapt, întrebarea nu este asta. Întrebarea este, vrei să mai trăiești cu inima frântă? Pentru că, mi-aduc aminte, după ce a murit Emanuel, nu am mai găsit absolut niciun motiv pentru care să vreau să mă trezesc a doua zi. Au fost lupte și sunt. Aproape că nu e zi în care să nu am regrete. E teribil să trăiești cât vei putea trăi în lumea aceasta, gândindu-te în fiecare zi că au fost cuvinte, că au fost lucruri pe care ai fi vrut să le spui, să le faci și niciodată nu vei mai putea să le faci. În același timp sunt regrete pentru unele lucruri care nu ai fi vrut să se întâmple, nu ai fi vrut să fie așa. Rămâi asemenea lui Arghezi câteodată în marea ta poveste, Doamne, rămân doar cu tine să mă mai măsor, să văd ce și cum. Sunt nopți și zile în care inima nu vrea să mai bată, mintea nu vrea să meargă mai departe. E logic, întrebarea nu este de ce e suferință, de ce se moare, de ce mor copiii, ci întrebarea care îl lea pe Dumnezeu și îl aduce înaintea ta și te face să te lupți, să te trântești, să lovești, este de ce mie? Ești pregătit pentru tragedii, pentru lupte, necazuri, încercări, dar niciodată nu crezi că tu vei trece printr-o astfel de tragedie. Pot spune astăzi, la 2 ani de zile după moartea lui Emanuel, nu doar că există speranță, ci că există certitudine că viața noastră nu este trăită în zadar. Durerea din inimă nu trece niciodată. E o poveste neadevărată că odată cu trecerea timpului rănile se vindecă. E adevărat că în primul an mergeam pe stradă plângând, căutam în chipul fiecărui copil, fiecărui tânăr pe care îl vedeam să-l văd pe Emanuel și de 10 de ori trebuia să mă opresc, să mă sprijin de un gard de o mașină pentru a nu cădea jos. Este adevărat că mă pomeneam nu doar plângând, ci strigând, luptându-mă cu Dumnezeu. Nu mai strigi, nu mai urli, nu mai lovești, dar durerile devin cronice. Și doar dacă stau să mă opresc un moment și să călătoresc în urmă cu 2 ani de zile și să vizualizez momentul pierderii lui Emanuel, intru într-o gaură neagră, din care nu pot să mai ies, nu ies. Și atunci Dumnezeu, Cel cu care ne luptăm, ca să ne spună de ce și cum, ca să dea un sens suferinței, existenței noastre, e Cel care în același timp ne poate ridica de acolo. De fapt, aici este miracolul. Dumnezeu dă prea puține explicații lumii noastre de ce se suferă, de ce războaie, de ce Auschwitz, de ce Bosnia, Herțegovina, de ce copii bolnavi de cancer. Dumnezeu, în loc să dea explicații, El vine aici, El suferă cu noi, El moare cu noi și dă un sens existenței noastre dincolo de ceea ce vedem. Unii spun că atunci când ai un copil, adică nu poți să îți imaginezi viața și frumusețea de a avea un copil decât atunci când îl ai. Da. Nu poți să simți acele sentimente. Și cred că așa este și când pierzi un copil. Eu n-am
pot să știu prin ce treceți, dar niciodată nu voi ajunge la, la intensitatea și durerea pe care ați simțit-o și o simțiți. Și nimeni nu poate trece. Nu doar că doar dacă tu ai pierdut un copil poți să crezi, să înțelegi, să vorbești despre asta. Contează enorm de mult relația care a fost între mamă, între tată și copilul respectiv. Corect. E dincolo. Problema se pune că mintea nu poate procesa. Știți foarte bine că de obicei un părinte care a iubit enorm de mult copilul, care s-a regăsit în el, care l-a văzut înflorind, ridicând aripile și zburând și dintr-o dată îl pierde la 22 de ani înainte de a zbura, înainte de nuntă, înainte de tot ce e frumos, își poate pierde mințile. Poate să nu mai dorească să meargă mai departe. Dumnezeu ne-a întins o mână. Dumnezeu a luminat cumva întunericul existenței mele și al familiei mele, poate tocmai prin ceva care l-am descoperit privind imagini cu Emanuel. Asta voiam să spun mai devreme, că e și normal, nu înțeleg prin ce poate să treacă un astfel de om. Avem cunoștințe care, din păcate, și-au pierdut copiii. Îi vezi că suferă, încerci să găsești cuvintele potrivite pentru ei, încerci să le alini cumva acea durere. Poate nu o să pun în seara aceasta cele mai potrivite întrebări, pentru că nu înțeleg 100%, deși aș vrea, sau nu simt 100% ceea ce simțiți dumneavoastră. Mai există speranță în sufletul unui părinte care își pierde un copil pe termen lung? În fiecare zi căutam fotografii cu Emanuel. Pe pagina lui de Facebook, care există și acum, Emanuel Savu, am găsit scris sub fotografia de profil următoarele cuvinte ale unui tânăr de 22 de ani și jumătate. Cea mai persistentă și importantă întrebare în viață este: ce facem noi pentru alții? În momentul în care eu am simțit că nu mai vreau să lupt, nu mai pot să lupt, în momentul în care mă afundam în întuneric, în lacrimi, în durere, în disperare, luptându-mă cu mine, luptându-mă cu Dumnezeu, mi-am dat seama că un tânăr de 22 de ani vede viața atât de profund, atât de clar, și a trebuit să îl redescoper pe Dumnezeu. M-am născut într-o familie creștină. Încă de când eram mic, am citit cărți religioase, am citit Biblia, am citit filozofie și mi-am format o concepție despre Dumnezeu, despre cum este Dumnezeu, despre suferință, moarte, viață. Teologia, din punct de vedere teoretic, e ok, lucrurile merg bine, însă momentul unei tragedii, momentul în care tu ai nevoie să-L redescoperi pe Dumnezeu. Da, pot spune astăzi, la 2 ani de zile după moartea lui Emanuel, nu doar că există speranță, ci că există certitudine că viața noastră nu este trăită în zadar. Teoria nimicului, teoria haosului, a neantului, dacă într-adevăr venim din nimic și ne îndreptăm către nimic, viața chiar nu are rost, e însăși un nimic. Dar dacă în spatele vieții lui Emanuel, a vieții mele, a vieții oricăruia dintre noi, există un designer, există Dumnezeu, există un creator și El a îngăduit ca noi să existăm, nu altcineva, din miliarde de posibilități, Dumnezeu a îngăduit Emanuel să existe. Dacă El i-a format 22-23 de ani aproape de lupte, de lacrimi, de zbucium, să-L pot vedea pe Emanuel ridicându-se, fiind bărbatul pe care mi l-am visat întotdeauna, și dacă Dumnezeu a clădit în el un caracter frumos și a schimbat viața, dacă el a crezut că scopul vieții până la urmă este să te întrebi în fiecare zi ce fac eu pentru alții, asta a prins în noi dorința de a merge mai departe. Credința în Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu,
atingere blândă a lui Dumnezeu, care ne-a mângâiat ca pe niște copii și ne-a ridicat. Și cuvintele lui Emanuel ne-au dat putere ca să mergem mai departe. Așa, în mintea noastră s-a încolțit o idee, o asociație care să fie construită în memoria lui Emanuel. Și așa a luat ființă asociația Emanuel, un act de bunătate. Care este semnificația numelui Emanuel? Atunci când s-a născut Emanuel, eram undeva în nordul Dobrogei. E o poveste, nu vreau să intru acum în amănunte, pentru că ar trebui să luăm din timpul acestei emisiuni. Eram cu soția într-un proiect, eram singuri. Fiecare zi de așteptare până când Emanuel a venit în lumea noastră a fost încărcată cu bucurie și cu emoție. Iar atunci când s-a născut ne-am gândit din miliarde de nume ce nume s-ar potrivi pentru el, dar și pentru noi. Și atunci, în luptele noastre, în singurătatea noastră, eram la sute de kilometri departe de părinți, de rude, eram doar noi doi. Am spus, se va numi băiețelul Emanuel. Emanuel care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Ce frumos! Da. Este un mesaj puternic pentru noi și pentru dumneavoastră. Luam o fotografie în mână în care Emanuel era alături de mine. Pur și simplu cădeam pe genunchi, strigând, implorând-o pe soție, spunând, cine este omul acesta? Cine e băiatul acesta? Vreau să vă întreb mai devreme dacă ați fost supărat pe Dumnezeu. Nu doar că am fost supărat pe Dumnezeu, m-am luptat cu Dumnezeu, am lovit în Dumnezeu. Nu dau doi bani pe o credință de suprafață, nu dau doi bani pe o credință de biserică, pe ceva care se întâmplă în interiorul unor ziduri și care nu transpune în suflet. De fapt, credința nu e o certitudine. Stai de vorbă astăzi cu oameni și mergi în biserică și îi vezi ca și cum ar fi colegii de bancă a lui Dumnezeu, ca și cum ar participa la toate întâlnirile de taină, se roagă lui Dumnezeu într-un fel care mă sperie, vorbesc despre Dumnezeu într-un fel ca și cum ar fi colegi de platou. Credința e o căutare, credința nu e o certitudine. Ea poate deveni o certitudine, dar credința e o frământare, o luptă de fiecare zi. Da, am fost supărat pe Dumnezeu, m-am luptat și sunt încă supărat pe Dumnezeu. Știu că sunteți căsătorită. Da. Și am văzut imagini și aveți o familie frumoasă. Nu poți fi supărat decât pe cineva pe care îl iubești. Nu ești supărat pe cineva de pe stradă, nu-ți afectează inima și sufletul lucrurile exterioare. Da, până când îl voi întâlni pe Dumnezeu și în umilință voi sta înaintea Lui și îl voi ruga să ia acest văl care separă cele două lumi, lumea vizibilă de cea invizibilă și să-mi spună câte ceva din tainele existenței lui Emanuel. De ce a îngăduit această tragedie? Lupta continuă, dragostea împletită cu supărare, cu neliniște, cu frământare. Dar e dragoste, e o alegere, credința e o alegere, dragostea e o alegere. Nu e ceva care poate să vină de sus, care să fie moștenit, care să se dea la biserică sau printr-o anumită carte sau disciplină spirituală. Mai poate simți un om pace în suflet după o astfel de tragedie, să spunem? Pace. Mi-aduc aminte că zi după zi sufletul îmi era sfâșiat. Luam o fotografie în mână în care Emanuel era alături de mine, de David, de Sara, de soție și pur și simplu cădeam pe genunchi, strigând, implorând-o pe soție, spunând, cine este omul acesta? Cine e băiatul acesta? Unde este? De ce nu este? Ce s-a întâmplat? Mi-am dat seama cu fiecare lună care trecea că există riscul ca să-mi pierd mintea. Și atunci, într-o zi, m-am rugat lui Dumnezeu și am spus așa, Doamne, vreau ca Tu să faci ceva care este imposibil omenește.
vreau ca tu să-mi dai pace. Nu știu cum, nu mă interesează cum, nu înțeleg, nu vreau să înțeleg. Eu sunt un om care vrea să înțeleagă lucrurile și cred că majoritatea dintre noi nu mergem pe principiul antic, crede și nu cerceta. Vrem ca fiecare lucru care se întâmplă în viața noastră să aibă o cauză, un efect. Vrem să știm de ce, cum se întâmplă, de ce luăm o decizie. Și mi-aduc aminte că atunci obișnuiesc în fiecare dimineață să deschid Biblia și să mă rog lui Dumnezeu. În dimineața aceea am studiat un pasaj al Sfântului Pavel care spune așa: și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi gândurile și inima în Iisus Hristos. M-am prăbușit, am căzut lângă pat, am plâns, m-am rugat lui Dumnezeu și am spus: de asta am nevoie. Pacea care întrece pricepere, nu ai cum, nu există. Nu e vorba de Eugen Ionescu, de Socrate, de Țuțea, de Platon, de Patafievici, de Pleșu, de nicio somitate a lumii noastre care să spună măcar un cuvânt care să poată da mângâiere unui părinte care nu mai are un copil. Sau eu vorbesc de durerea mea, dar sunt oameni care trec prin dureri destul de mari, sunt mii de copii care acum sunt în spitale și părinții veghează cu boli terminale, sunt soți care veghează lângă soțiile lor și invers. E o lume care, atunci când Mântuitorul a fost în lumea aceasta, a spus: împărăția mea nu mai este din lumea aceasta, și vine stăpânitorul lumii acesteia. Odată ce am ieșit de sub jurisdicția lui Dumnezeu, de sub conducerea lui Dumnezeu, trăim într-o lume condusă de forțele răului, în care noi ne mirăm de ce se suferă, de ce se plânge, de ce se moare. Din contră, ar trebui să ne mirăm dacă vedem un zâmbet, o îmbrățișare, o mângâiere, pentru că e nenatural în lumea aceasta condusă de rău. E natural răul, suferința, durerea, războiul, moartea. Florile și zâmbetul, bucuria, mila sunt minune ale lui Dumnezeu. Dacă îmi permiteți, aș vrea să facem o paranteză de la subiectul nostru, dar cumva are legătură. Zilele trecute am observat un video pe internet în care o persoană publică era foarte preocupată și cumva aștepta din partea urmăritorilor ei un răspuns în legătură cu următoarea întrebare: ce se întâmplă cu sufletul nostru după ce murim? Viața noastră se rezumă doar la a trăi câțiva ani pe acest pământ, iar după ce murim se termină totul acolo? Bun, nici eu nu mă simt pregătit ca să dau un răspuns complet. Dacă, repet, viața este produsul întâmplării și teoria haosului, a nimicului, e cea care dă explicație tuturor lucrurilor, dacă venim de niciunde și ne îndreptăm către niciunde și suntem niște accidente genetice, atunci nu e nicio veste bună. Dacă, în schimb, eu cred că viața e un miracol. Există un citat care îi este atribuit unui mare gânditor, nu știu dacă chiar de la el vine: viața poate fi trăită ca și cum nimic nu ar fi miraculos, nu ar exista miracole, sau ca și cum totul este un miracol. Albert Einstein: îmi place să cred că existența noastră nu este un accident genetic. Biblia spune că suntem creația lui Dumnezeu. Ba apare expresia copii ai lui Dumnezeu. Biblia ne vorbește despre faptul că viața are un sens dincolo de noi. Că în lumea aceasta, și John Milton, atunci când vorbește de paradisul pierdut și în căutarea paradisului pierdut, reia tema Bibliei. Dacă gândim timpul veșnicie, cei câteva mii de ani pe care istoria îi înregistrează sunt doar o clipă a veșniciei. Dacă odată cu căderea omului în păcat vine suferința, durerea și moartea, disperarea, luptele, boala, războiul, și Dumnezeu, în loc să dea explicații, vine în lumea noastră și moare în locul nostru,
El ca să ne ridice, să ne ofere speranță și nu doar speranță. El vine ca să rezolve problema morții. Am scris pe crucea lui Emanuel cuvintele spuse de Mântuitorul Iisus Hristos înainte de moartea lui. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine va avea viața veșnică. Hristos nu doar că a venit, nu a fost un erou, El nu a venit doar ca să moară în locul nostru, ci El a înviat a treia zi după Scripturi, s-a înălțat la tronul lui Dumnezeu și dă sens existenței prin ultima sa promisiune. Mă voi întoarce ca să pun capăt suferinței, să pun capăt răului, să dau sens existenței voastre. Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. De ce? Că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Asta este speranța creștină. Dacă l-ai pe Dumnezeu, ai această speranță. Chiar Nietzsche a spus înainte de moarte, cei care l-au pe Dumnezeu nu vor trăi niciodată singurătatea teribilă pe care eu o trăiesc aruncându-L pe Dumnezeu din viața mea. Era o bucată de pământ pe care am primit-o, plin de mărăcini, de spini. Au venit meseriași, echipe din Câmpina. Într-o zi au ridicat centrul. Ce facem pentru alții era întrebarea și preocuparea lui Emanuel, care astăzi este motoul asociației pe care ați deschis-o. De cât timp ați deschis asociația și cum ați luat decizia asta? A trecut un an de zile de atunci. Ne-am gândit nu doar să facem ceva în memoria lui Emanuel, ne-am dat seama că nu există niciun tratament mai bun pentru durerea din inimă, nimic care să-ți dea putere să te ridici de jos, decât ca să te pierzi pe tine din vedere. E adevărat că egoismul din noi ne face să ne gândim întotdeauna la noi, la problemele noastre, la durerile noastre, la neajunsurile noastre. Asociația Emanuel, un act de bunătate, am fondat-o împreună cu doi prieteni, Radu Anastase și Alexandru Dumitru, oameni cu care am colaborat de-a lungul timpului în proiecte umanitare, dar acum ne-am dat seama că e nevoie de un cadru legal. Am vrut nu doar să ajutăm azi pe cineva, peste 6 luni pe altcineva, am vrut ca filantropia, caritatea, bunătatea să fie până la urmă esența a tot ceea ce vom face de aici înainte. Și mi-aduc aminte de cea mai mare provocare după ce am fondat Asociația Emanuel, un act de bunătate, care poate fi găsită pe Facebook, exact așa, Asociația Emanuel, un act de bunătate, iar pe internet, unactdebunătate.ro, unde sunt toate proiectele noastre. Eram în fața unui câmp în localitatea Valea Călugărească, plin de mărăcini, de spini. Aveam această oportunitate de a face ceva pentru oameni. Era o bucată de pământ pe care am primit-o. Și atunci a fost provocarea mea față de Dumnezeu. Doamne, Biblia vorbește despre minuni. Eu cred că Tu poți face minuni. Însă vreau să faci o minune concretă. Nu am absolut niciun leu. Și când spun absolut niciun leu, înseamnă chiar niciun leu. Aș vrea să construim un centru, care normal să se numească Centrul Emanuel. Să aibă o sală de conferințe unde copiii să poată fi ajutați și învățați, să aibă o bucătărie unde să putem face lecții de gătit pentru copii, unde să gătim pentru oameni în nevoie, să aibă un cabinet medical unde să putem oferi consiliere gratuit și o sală de fitness unde cei care au probleme se poată mișca. A fost o provocare, o luptă surdă, nebună. Nu e logic să pleci la drum, să construiești. Mi-aduc aminte că un prieten m-a întrebat cam cât costă. Iar când am tras linie, mi-am dat seama că dacă aș fi știut cât costă, nici nu aș fi avut curaj să mă rog lui Dumnezeu. Am plecat la drum. Prieteni din Urlați și Ploiești au venit la noi și ne-au ajutat la fundație. Era fundația gata, dar aveam nevoie de cărămidă, să construiești un centru, înseamnă foarte mult. Mi-aduc aminte că un
Domn Narcis Moise mi-a spus la un moment dat, după ce a auzit de visul acesta nebunesc, apucă-te de treabă, pentru că eu îți voi da bani pentru toată cărămida și fierul beton. Acum, lucrând de 25 de ani cu oamenii, îți dai seama că nu poți avea încredere în cuvintele unui om pe care nu-l cunoști, nu știi cine este, nu ți este apropiat. Dar omul acesta a fost un prim miracol. În săptămâna următoare am avut cărămida și fierul. Au venit meseriași din Lucieni, Dâmbovița, de la Văcărești, echipe din Câmpina, oameni care au pus mâna. Într-o zi au ridicat centrul, partea de până la centură. Apoi au venit din Brăila, voluntari, și ne-au ajutat partea de deasupra. Lucrurile au mers mai repede. Și astăzi, după 2 ani de zile, mă minunez de felul în care Dumnezeu a condus lucrurile. Am ajuns la acoperiș și o echipă de voluntari din 6 martie, Tulcea, Sălcioarea, împreună cu nenea Daniel Voinea, pe care îl știam, mi-a spus: cheamă-mă și într-o săptămână vom veni și vom pune acoperișul centrului. Au venit cu toate materialele, cu tabla, cu oamenii. Nu a fost nevoie de o săptămână. În 4 zile au terminat acoperișul. Au venit alți voluntar din Ploiești și s-a ocupat de interioare. O să vă las imagini de la aceste acțiuni. Uimitor, totul s-a făcut pe genunchi, cu sacrificii, oameni care au lucrat, au luptat, la fel ca noi, au dat din ceea ce aveau, din timpul lor, au făcut sacrificii ca în 3 luni de zile să putem avea inaugurarea centrului Emanuel. Au fost probabil peste 200 de mii de lei. Vă spuneam că nu cred că aș fi plecat la drum dacă îmi imaginam doar această sumă. Până și 10 lei sunt importanți, dar 200 de mii de lei. Dumnezeu a făcut prima minune cu noi. Acesta a fost un moment de cotitură în asociația noastră. Domnul primar, colegi de la școală, profesori, oameni au venit la momentul de inaugurare și am spus: bine, acum avem un centru, vrem să fie de folos. Și apoi minunile s-au ținut una după alta. Am început un proiect și a fost de impact, o masă caldă pentru 40 de copii și bătrâni. Doamne, din Valea Călugărească, din Ploiești, Mimi de la Gătește cu Mimi, diferiți oameni, domnul Popescu, patronul din Valea Călugărească, oferea materia primă, au venit și de 2 ori pe săptămână oamenii în nevoie aveau asigurat o masă caldă. Un proiect deosebit. Apoi, 2 voluntari de excepție, Diana Dumitru și Alex Dumitru. Diana Dumitru, în fiecare săptămână, 2 clase de limba engleză. Alex Dumitru, în fiecare săptămână, clubul de pian. Sami s-a avut din Lucien, Dâmbovița, de la peste 70 de kilometri, în fiecare săptămână, clubul de chitară. Radu Anastase, de la Brașov, de 2 ori pe lună, 2 cluburi de programare, inițiere în programare. Soția mea, împreună cu Mihaela Nedelcu, împreună cu Cristina Moisan, împreună cu alte doamne voluntare, au făcut 4 clase de gătit sănătos pentru fete, dar au venit și băieți din localitate. E uimitor să vezi ce se întâmplă atunci când fete de 7, 8 până pe la 15-16 ani, care, ca o paranteză, nu mai există cultura pregătirii unei fete pentru viață, nici a unui băiat. Nu știu mai nimic din punctul ăsta de vedere. Nu se țin cursuri de gătit. Atenție, da, eu predau cursuri de nutriție de gătit, dar asta e teorie. Aceste doamne gătesc. Copiii cu mâna lor fac tocănița, supa, piureul, budinca, totul se întâmplă făcut de ei. Și
E uimitor când merg acasă și spun părinților, haideți să vedeți ce am făcut, budincă de chia. Păi ce e aia chia? Cum? De ce ați mâncat? Cum e? E bună? Hai să vi-o fac eu. Domnul plutonier ajutant de la minister, de la București, Laurențiu Catrinoiu, vine și face clubul bicicliștilor în fiecare duminică. Acum, pe timp de iarnă, ia pe copii la sala de sport. Toate aceste acțiuni, întâmplându-se la Centrul Emanuel, ne-au arătat că, într-adevăr, atunci când nu mai privești la durerea ta, atunci când te pui pe tine pe locul doi, atunci când îți pasă de alții, începi să te vindeci și tu și ai puterea să te ridici și să mergi mai departe. Câți oameni frumoși ați întâlnit în această inițiativă? Care au fost cele mai mari proiecte ale asociației? Eu stau și mă întreb în seara aceasta ce caut eu aici. În mod sincer, nu sunt un om cu o pregătire academică cu care să purtați o discuție legată de subiecte mari. Nu sunt un om bogat care să poată susține foarte multe lucruri. Dintr-un salariu de 1600 și ceva de lei, eu cu soția și doi copii, lună de lună, mergem mai departe și încercăm să-i bucurăm și pe alții. Nu sunt un om sănătos, cu greu în ultimul timp, o boală genetică, hiperostoză, scheletală, difuză, îmi distruge toate articulațiile, făcându-mă de-abia să mai pot mișca mâinile, capul, picioarele. Nu am credință. De-abia un grăunte de muștar găsesc câteodată în sufletul meu. Ce caut eu aici? 6 familii au avut parte de câte o locuință socială. Felicitări! Fără să pornim de undeva cum. Și am înțeles, da, că dăruind vom dobândi. În acești 2 ani am învățat un lucru pe care aș vrea să vi-l spun în seara aceasta. Nu ai credință, nu ai dragoste, nu ai bani, nu ești deștept, nu ești frumos, nu ești. Și încerci să te gândești doar la ceea ce nu ești și la faptul că viața ta nu contează. Am descoperit un lucru uimitor. Dăruind, vei dobândi. A venit un om la Dumnezeu și a spus, Doamne, vreau să fiu la tine, dar eu sunt rău, eu n-am iubire. Eu sunt egoist, eu n-am bunătate. Eu sunt... Și a spus toate relele pe care el le avea. Ce să fac eu? Cum? La ce ar ajuta? Și sfatul a fost, nu contează. Dăruind, vei dobândi. Anul care a trecut a fost presărat cu minuni. Echipa bicicliștilor a găsit la marginea localității o familie cu 3 copii mici care stăteau într-o... Îmi este greu să spun... Ceva de pământ, o cameră de pământ, se vedea cerul... În condiții, copiii nu știau să vorbească, foarte greu vorbea. Copiii de la clubul bicicliștilor au rămas impresionați și au donat pachetelele și au venit la mine și au spus, domnul Izvoraș, trebuie să facem ceva, trebuie să facem o căsuță pentru copiii aceștia. Aveam atunci proiectul Răsfăț pentru suflet de femeie cu doamna Gianina Floricel și am povestit doamnelor. De fapt, a fost ad hoc. Și doamnele au spus, trebuie să ajutăm și noi. De-a lungul anului, o familie cu 2 copii fără locuință în afară de ei, un tată, soția l-a părăsit, a ales calea alcoolului, a plecat de acasă, a rămas el destul de bolnav cu un copil singur. O familie cu 4 copii adolescenți au fost evacuați din, trebuie să fie evacuați din garsoniera pe care o aveau cu chirie. 6 familii, o familie cu 2 persoane cu handicap,
au strigat către noi, ne puteți ajuta? Și întotdeauna răspunsul meu este, rugați-vă lui Dumnezeu ca să facă o minune. Vreau să vă spun că am trăit această minune. La sfârșitul acestui an, în urmă doar cu câteva zile, am privit retrospectiv. Găsiți toate aceste cazuri pe site-ul unactdebunătate.ro sau Asociația Emanuel Un Act de Bunătate. 6 familii au avut parte de câte o locuință socială. Felicitări! Fără să pornim de undeva cum și am înțeles, da, că dăruind vom dobândi. Mai multe familii în Valea Călugărească au fost inundații. Mai multe familii au fost ajutate să treacă, familii sinistrate, peste momentul acesta. Destul de multe persoane grav bolnave au fost ajutate. Sunt provocări mari pentru noi. În fiecare zi, oamenii știind de faptul că suntem o asociație serioasă, suntem o asociație acreditată de Guvernul României, o asociație licențiată de Guvernul României, apelează. Și întotdeauna mă văd pus în fața acestei dileme. Doamne, a doi prieteni le-a luat casa foc. Doamne, am primit acum licență pentru un serviciu îngrijire persoane vârstnice la domiciliu. Alergăm de dimineață până seara, îi luăm pe bătrâni, îi luăm pe bolnavi, îi ducem la doctor, ne luptăm cu sistemul acesta medical care e așa cum este și din păcate nu-l putem schimba noi, dar putem fi alături de oameni. Oamenii apelează pentru situații grele sau pur și simplu pentru un șifonier, pentru un pătuț de copil, de pentru lapte praf, nevoie, pentru o butelie, pentru un aragaz. Am întâlnit două bătrânele bolnave care dormeau pe ciment, pe jos. Și am spus, cum să te duci acasă să dormi în pat dacă acele femei dorm pe jos? Și am spus, au nevoie de strictul necesar, de un pat și o saltea. Toate sunt provocări. Și mi se întâmplă că mă încarc cu toate, e greu să alergi de unul singur în toate aceste lucruri. Am avea mare nevoie de voluntari. Am avea mare nevoie de oameni asta care să spună, să ok, vă invit în echipa noastră. Avem nevoie de oameni care cred în bine. E adevărat că din ce în ce mai puțin oameni cred în bine. Ne înconjurăm cu zidul acesta al indiferenței, al nepăsării. Nu-mi pasă mie, problema lor. Eu am ales între cele două, ori îi judeci pe oameni, ori îi iubești. Deseori sunt întrebați, sunt țigani? Sunt grași? Sunt urâți? Sunt slabi? Au mulți copii? De ce au făcut copii? Cine i-a pus să-i facă? Judecăm foarte de ce? Mult. Și mi-am dat seama că dacă ar fi să trag linie, nu aș găsi aproape pe nimeni care să merite să-l ajut. Doar pe mine. Dar nu poți judeca și iubi în același timp. Am ales să iubesc. Și vreau să vă spun că astăzi avem mare nevoie de voluntari. Avem nevoie de tineri, de oameni care să vină să țină diferite cursuri cu copiii. Deschidem acum serviciul de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu. Avem nevoie de o echipă. Noi nu avem fonduri de nicăieri. Statul, guvernul, biserica, nu e nimic care să ne dea decât Oamenii care cred în bine. Din cauza aceasta am vrut ca asociația să fie acreditată și licențiată. La ora actuală, orice om din orice țară a lumii care intră pe unactdebunătate.ro sau pe Asociația Emanuel, de acasă, din fotoliu, cu cardul, poate dona direct cu cardul un euro, 10, 100, 1000. Altcineva, oricine, poate să direcționeze cei 3,5%, nu 2%, ci fiind licențiați, putem primi 3,5% din impozitul pe venit. Bani care oricum se duc la stat și care nu te costă nimic să îi dai. Intri pe site-ul unactdebunătate.ro, descarci formularul, îl duci la circa financiară sau îl trimiți către noi și îl ducem noi. Avem contracte de sponsorizare și orice om din orice loc din lumea aceasta. Am un om care m-a impresionat, domnul
Mirel Jitariu, sper să nu se supere că îi spun numele, din Belgia, care de mai multe ori, auzind de proiectele acestea, a intrat, a descărcat contractul de sponsorizare, are o firmă, a completat sume deosebite și ne-a ajutat să facem o casă pentru doi copii sau la centru Emanuel, unde am avut nevoie. Câteodată putem ajuta fără să ne coste. Cei 3,5% sau contractele de sponsorizare, firmele pot deduce 20% din impozit. Dar de cele mai multe ori, binele adevărat ne costă. Săptămâna asta și în fiecare săptămână suntem chemați, vrem să ne schimbăm mobila, vrem să oferim diferite lucruri pentru asociație și mă urc într-o mașină, o dubă primită de la un prieten, să o folosim și mă gândesc, sigur, acasă vor fi niște oameni zdraveni care ne vor ajuta. De obicei sunt eu cu soția. Și încarcă canapele, încarcă șfonieri, eu ar trebui să nu ridic mai nimic, dar în ziua în care un zâmbet apare pe chipul unui om bolnav, un zâmbet încolțește pe chipul unui copil, lacrimile sunt șterse de pe fața unor oameni nenorociți, îți dai seama că totul se merită. Spuneam, nu cine moare cu cele mai multe jucării câștigă, ci cel care reușește să-și epuizeze stocul de jucării. Atunci când viața se termină, să spui, s-a meritat. Am dat și ultimul zâmbet, și ultima îmbrățișare, și ultimul gând, cuvânt, tot ce am putut oferi lumii acesteia. Și să știți că aici la Spunem Cum nu avem nevoie de oameni cu diplome, nu avem nevoie de oameni cu bani, avem nevoie de oameni exact ca dumneavoastră, care reușesc să transmită cu adevărat ceva societății și oamenilor care au nevoie de mesajul dumneavoastră. Iar în ceea ce privește nevoile asociației, spuneați că aveți nevoie de voluntariat. Dragi prieteni, dacă doriți să faceți un bine, s-a demonstrat că voluntariatul aduce beneficii asupra sănătății. Sau cu orice altceva, totul este binevenit. S-a mai demonstrat ceva de unde am plecat în discuția noastră. Cum să trăiești cu inima frântă? Pe lângă atingerea blândă și iubitoare a lui Dumnezeu, care la un moment dat coboară lângă tine, pune umărul și îți ridică povara, ca să poți respira, să poți să mergi mai departe. S-a observat și părintele logoterapiei și psihiatrii celebri și gânditori celebri au ajuns la o concluzie pe care eu am învățat-o nu din cărți, ci din experiența mea. Nu există niciun tratament mai bun pentru durerea din inimă, pentru o situație de criză, un divorț, pierderea ființei iubite, a soției, a mamei, a soțului, a copilului, decât să te pierzi pe tine din vedere, să te ridici de pe fotoliu, să ieși din casă, din biserică, din instituție, din limitele tale și să întinzi o mână celor aflați lângă tine. De fapt, mă gândesc că aș putea să spun o rugăciune, rugăciunea Maicii Tereza. Doamne, ajută-mă ca acolo unde este întuneric să pot aduce lumină. Ajută-mă ca acolo unde este dezbinare să pot aduce pace. Ajută-mă ca acolo unde oamenii flămânzesc să pot aduce pâine. Ajută-mă ca acolo unde... Și observați, fiecare persoană pe care o întâlnești își aduce propriul suflet, propria viață și o pune înaintea ta. Cred din toată inima că viața rămâne acest miracol al trăirii noastre cu Dumnezeu și prin Dumnezeu. Iar dacă noi, și mintea mea acum pleacă puțin mai departe, și mă gândesc câteodată revoltat, dacă un om bolnav, aproape cu handicap, cum sunt eu, dacă un om atât de simplu, cu atât de puțin bani, cu atât de puține resurse, poate aduce atât de multă speranță și bucurie și credință în viața altora, ce s-ar întâmpla dacă nu mă gândesc la alții, ci doar la prietenii mei, doar la
sutele, miile de oameni pe care i-am întâlnit în viață și care majoritatea sunt mai deștepți decât mine. Oameni cu posibilități, cu daruri extraordinare, cu talente fenomenale, care ar spune, nu trebuie întâi să ajung Bill Gates, nu trebuie întâi să ajung cel mai bun în televiziune, în matematică, în științe, în construcții, ci ce am, pun înaintea celorlalți. Să ofer ceva din mine, pentru că până la urmă, dragostea înseamnă să-ți pese. Să-ți pese de cel de lângă tine. Și oamenii simt lucrul acesta mai bine decât oricine. Așa este. Apreciez din tot sufletul puterea, bunătatea și credința de care dați dovadă și vreau să vă spun că transmiteți o energie foarte bună și foarte pozitivă și vă mulțumesc din suflet că ați acceptat să o dați mai departe. Și vă mulțumesc pentru că v-ați deschis sufletul și ați fost alături de noi în această seară. Mulțumesc din suflet pentru invitație. Am acceptat-o cu greu. Nu e ușor să-ți deschizi inima și sufletul în fața cuiva și nu doar în fața cuiva, pentru că nu doar noi vorbim aici. Sunt mii, sute de mii de oameni care vor privi o inimă deschisă, un suflet rănit, luptele unui om. Am acceptat-o doar crezând și având înțelegerea faptului că dacă Dumnezeu a întins o mână și m-a ridicat pe mine, poate să ridice și pe alții. Dacă Dumnezeu mi-a arătat mie că dăruind voi dobândi, mii de oameni pot înțelege lucrul acesta. Și până la urmă, atingerea aceasta a iubirii lui Dumnezeu poate să facă lumea care trăim mai frumoasă. Îmi doresc din suflet lucrul acesta. Să întâlnesc oameni frumoși, frumoși la suflet, frumoși în viața lor, cu familii frumoase, care să trăiască de așa fel încât să aducă bucurie lumii în care sunt. Mulțumesc! Așa este, mulțumesc și eu foarte mult! Așa cum am spus și mai devreme, sunt întrebate frecvent dacă nu cumva mă încarcă negativ mărturiile invitaților mei. Ei bine, empatizez foarte mult cu fiecare poveste în parte, însă de fiecare dată ies din emisiune cu o lecție primită care mă ajută să apreciez fiecare lucru din viața mea. Toți acești oameni îmi transmit o putere incredibilă, care sper din tot sufletul să ajungă și la voi, pentru că acesta este scopul emisiunii Spunem Cum. Încheiem aici ediția din această seară, dar nu uitați că ne vedem duminica viitoare de la ora 18. Până atunci vă doresc zile fără griji! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.